Aceste posturi nu sunt destinate personalului din sursă externă, sunt destinate personalului deja care face parte din jandarmeria română, iar doritorii din alte unități, din alte județe ale țării pot opta pentru aceste locuri cu toate drepturile aferente dacă vor dori să vină pe aceste posturi. Drepturile de alocare la chirie, drepturile de hrană, echipament și așa mai departe. Deci nu vor fi probleme în acest sens. Locuințe de servicii asigură? Nu, deci Inspectoratul de Jandarmi de pe Neamț nu are posibilitatea de a asigura locuințe de serviciu, însă potrivit legislației în vigoare, li se pot asigura banii necesari de contări cheltuielor de chirie. Credeți că se vor ocupa aceste posturi și concursul este la nivel național? Fiecare unitate în parte și organizează concursurile în funcție de perioada de vacantare și în funcție de necesitățile cheltuielor.